Bun găsit la știrile din sport. FC Brașov începe returul Ligii a doua cu un meci pe teren propriu sâmbătă de la ora 14:30 pe stadionul Tineretului. Stegarii dau piept cu Sepsi Sfântul Gheorghe într-un adevărat derby al etapei. Trupa lui Țelnar este pe locul 2, la 3 puncte distanță de adversara din prima rundă a returului. FC Brașov a avut un tur de campionat foarte bun pe care l-a încheiat pe poziția a doua a clasamentului cu 37 de puncte din 17 meciuri disputate. Stegarii întâlnesc sâmbătă în prima rundă a returului formația Sepsi Sfântul Gheorghe, echipă ce ocupă poziția a patra a clasamentului cu 34 de puncte. Galbenegrii sunt neînvinși în acest campionat pe propriul teren și își doresc toate punctele din confruntarea cu Sepsi. După un tur în care băieții au făcut o figură foarte frumoasă prin evoluții și prin rezultate, urmează un joc greu, foarte greu, cu o echipă care în ultima perioadă a avut niște rezultate foarte bune. Din păcate, terenul pe care vom juca va fi un mare dezavantaj pentru noi, pentru că cu gheață, cu zăpadă, cu știu ce va mai fi și la noapte și mâine. Deci o echipă care construiește, o echipă care vrea să-și impună jocul, va fi foarte greu până astfel de teren, dar cred că băieții o să tragă de ei, să dea tot ce au mai bun și la finalul acestui joc să fim bucuroși și mulțumiți pentru evoluție și rezultat. Avem un moral bun acum, sper să reușim să menținem șirul victorilor acasă și mă aștept la cei mai bine. Pentru jocul cu Sepsi, tehnicianul galbenegrilor Cornel Țelnar nu se va putea baza pe fundașul Ioan Șerban, care este suspendat. Jocul dintre FC Brașov și Sepsi Sfântul Gheorghe se va disputa sâmbătă cu începere de la ora 14:30. Echipa de hockey pe gheață Corona Wolves Brașov a câștigat meciul disputat de 1 decembrie împotriva formației maghiare Debrețen. Trupa lui Lacroix, care venea după o deplasare în care nu a reușit să strângă decât un punct din cele 3 jocuri disputate, avea mare nevoie de victorie în partida cu Debrețen. S-a terminat 5-3 pentru Lupi, care privesc acum spre jocurile cu Sport Club Miercurea Ciuc și Dunai Varoș. De Ziua Națională a României, suporterii care au mers la patinoar au fost întâmpinați cu fasole, cu cârnați și murături. Hocheiștii de sub tâmpă au vrut și ei să le facă un cadou fanilor de 1 decembrie, astfel că în minutul 3, Clempa a deschis scorul profitând de o superioritate numerică. După doar un minut, oaspeții au restabilit egalitatea după ce Nemet a trimis pucul în plasa porții brașovene. Trupa lui Lacroix a continuat să preseze și în minutul 10, Richard Philip a finalizat cu gol, o acțiune la care au mai participat Ian McDonald și Thomas Clempa. La prima pauză, gazdele erau în avantaj de un gol, dar în startul reprizei secunde, Pișcunov a restabilit egalitatea. În minutul 24, fundașul Richard Philip i-a pasat perfect lui Petreș, care a înscris pentru 3-2. Oaspeții nu au renunțat și Berzucov a restabilit egalitatea, astfel că înaintea ultimelor 20 de minute de joc, tabela arăta egalitate perfectă, scor 3-3. În minutul 45, Noc Ceaba a punctat pentru Corona Wolves Brașov, care apoi s-a apărat perfect și a dat lovitura pe final când Tranca a recuperat un puc, i-a pasat lui Mihali, care a înscris în poarta goală. S-a terminat 5-3 pentru trupa brașoveană, care are 45 de puncte în clasament și ocupă poziția a patra. Pentru Lupi urmează jocul de duminică împotriva rivalilor de la Sport Club Miercurea Ciuc. Punem punct aici știrilor din sport. Într-o zvanțire urmează informațiile despre vreme.